Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după o săptămână, un nou vlog cu animalele. Încep de aici cu curcanul care mă irită fonic. Ține din adins să îmi strice începutul. Glumesc aici. Îmi place când îl văd așa înfoiat și țanțoș. Și mai ales când se dă pe lângă doamne, când se dă pe lângă curcă, e foarte fain să-l vezi. După cum v-am zis în vlogul trecut, din păcate, curca bătrână a murit, dar mai a rămas asta și evident puii cu cealaltă, numai că asta nu ouă momentan. Ăsta toată ziua, mă rog, toată ziua vorbind așa, se urcă la ea pe spate, dar ea, nu știu, nu am găsit până acum niciun ou de curcă, nici măcar undeva unde ar putea să stea. Am văzut-o de câteva ori că s-a urcat pe rațe, dar nu am văzut să facă ouă. Bine ar fi să înceapă, că na, să mai pun o curcă, dar nu o să am destul de ouă, cel mai probabil că așa alaltă au făcut 13. Bineînțeles, și dacă face 13, să fie bune. Că așa au făcut 13 și au scos 13. Dar, din păcate, cum v-am zis, 2 au murit și mai are 11 acum. Și ăia-s bine, sănătoși, din fericire. Aici nu am nimic, decât acolo o groapă care am găsit două de rață sub ea. Pe ea. În ea, pardon. Și rața asta care nu știu sincer ce face aici. Nu știu dacă v-am arătat decât puii, dar aici v-am zis că am dat drumul la masculii de bibilică care vreau să-i dau și după cum puteți vedea, sper eu că se vede niște găluște de astea de bibilică, cred că-s vreo 19 sau 20 cu această cloșcă și pentru că nu am avut unde să mai bag masculii de bibilică, le-am dat drumul. Na, îs vreo 19 sau 20, din păcate vreo 2 sau 3 au murit, inclusiv acela alb de care v-am arătat în acel vlog, numai că aparent mai am un alb. Și poate vă întrebați ce-i cu puiul ăla de găină, trebuiau să fie vreo 2 sau 3, dar din păcate 2 au fost zdrobiți și numai el a mai trăit și restul n-are rost. N-am să țin 20 sau câți sunt aici, 19 sau 20, așa ar trebui să fie, plus cu ăla ar trebui să fie 20 sau 21. N-am să țin atâția, Doamne ferește-mă, că nu mă scap de ăștia adulți. Acum, da, păi mai târziu cu ăștia 20. Dar o să dau din ei, o să-mi opresc numai vreo 9. 10 am să dau, nu știu, dar când. Da, o să dau. I-am lăsat o țără acum, n-a să mai interesească, să mai nu știu ce. Da, și puiul ăla de găină provine de la găina asta, care e o cloșcă dezastroasă, nu o să mai pun în veci. Pe lângă că a distrus cuibarul, nu a scos mai nimic. 3 pui a avut și ea și 2 a zdrobit. Nu o să mai pun niciodată. Și anul trecut când am pus-o, a stat mai puțin de 2 săptămâni și nu a mai stat după aia. N-are rost. Și a stricat și ouăle alea proasta, că aveam și ceva overz. Acum nu mai am overz, că astea două nu ouă. Aici am început o nouă construcție, care nu prea are legătură cu păsările, dar n-aveam altundeva unde să o facem. Aici acuși va trebui să terminăm gardul și practic partea asta va fi terminată, dar doar când vine vorba de țarc, că mai avem prostia asta și aici va fi, dar asta nu am. Îl avem pe aici, pe cocoșul ăsta tânăr, care nu-i plac găinile, îi plac rațele. Deci fiecare rață care pică pe sub picioare e jale. Uitați-l pe ăsta bătrân, încă își încearcă norocul. După cum puteți vedea, aici am făcut niște schimbări. Am pus rățuiul negru din partea asta aici și invers. Și pentru că rața neagră care a fost aici a scos, am și dat-o. În locul raței negre am pus-o pe asta, creatura asta mică, care sincer nu știu dacă e rață sau rățoi, dar rață o fi.
Mă mie să crede sau nu, dar e de o vârstă cu rățoiul și cu rețele astea două, dar uitați-o ce mică e. Bine, e o săptămână diferență între ele, dar tot aia e. Astea trei, în afară de asta, au fost scoase de sub braț albastră anul trecut. Apropo. Dar nu ouă. Și aia albă de acolo mai ieși și șchioapă. Aici, după cum puteți vedea, bibilicile. Alea bătrâne. Care am fost țintuite la pat. În sensul că m-am supărat pe ele atât de grav încât am decis să le tai aripile. Ceea ce am încercat să nu fac, dar nu se mai putea cu ele. Da, și aici l-am pus părățoiul ăsta. Care oricum era perechea lui rața asta. Au fost pereche și, da, acum azi din nou împreună. Spre rușinea raților astea, astea, toate trei ouă și una dintre ele, sper să fie una dintre ele, nu două dintre ele, că ar fi cam nasol, deja acuș va cloci. Aici, ăsta e cuibarul, începe să apară puf, ceea ce înseamnă clocit. Cât de curând, sper. Bibilicile mă enervează. Na, și aici n-am mai luat ou. Nu știu, nu mai clocește, nu mai ouă de fapt aici niciuna. Și aici, în locul cloștii ăia urâte, am pus o cloșcă tânără de anul trecut, care sper să fie mai bună decât aia altă, cu ouă de găină, dar nu de la mine. Le-am adus de la doi unchi, găini bătrâne, de-astea bătrâne țărănești și de-astea de ouă verzi. Sper să scoată ceva, că altfel le-am adus degeaba. 21 de ouă i-am pus de-a. Nu știu de ce lată niște câini pe aici și de-aia mă uitam. Aici, după cum o puteți vedea, părica, care în sfârșit se... Da, nu deschid. Se pregătește să fie mamă. În sfârșit. Și aici l-avem pe Rian, care e tot timpul flămând. Așa că o să mă duc după vlog să-i pun mâncare. Bineînțeles că o să-i pun și ei. Tot după vlog. Și se pregătește să fie mămică. Are cuibul de ieri dimineață. Dar încă n-a fătat. Mie, în teorie, la ele se zice puiat, dar aia e partea a doua. Și au trecut 7 minute din acest vlog, aproape 8. Bun. Aici, după cum puteți vedea, doar 2 dintre cei 6 boboci, doar 2 din cei 3 care au mai rămas. Pentru că, da, în sfârșit am dat acei 3 boboci, rățuiul cel negru, rața cea albă și rața cea maro, frați cu ăștia 2, și au mai rămas astea 2 și mai un rățui negru. Și am dat și acea rață neagră cu boboci, am dat-o din păcate doar cu 10 boboci, a avut 15 în total, doar că 1 l-a omorât ea și 4 i-am dat la vară mea de 9 ani, 4 cei albi care se făceau, 1 sau 2 erau albi și 2 parcă erau cu culoarea faină de asta, cu carățoiul ăla. I-am dat la vară mea, că vară mea moare după chestiile albe și cotețul de la găini l-are vopsit cu var, are 2 iepuri albi. Una dintre cei iepuri albi e mama lui Rian, iepurul meu, și tot așa. Așa arată prostul după ce aproape 3 ore l-am plimbat pe toate câmpurile posibile. E exteunuat săracul. O să-i mai pun o găleată apă, de apă rece, pardon. Aici, dacă vă întrebați ce cu atâtea pene, o găsi, o găsi prostul o mortăciune și și-a făcut viața. Și după cum puteți vedea, un câine vagabond, au apărut 3 masculi câini vagabonzi și cățelele lui vecinul meu au treabă cu ei. Ăsta e unul dintre ei și mai are 2 frați. Dar acolo, după cum puteți vedea, cățelele lui vecinul meu stau aici de pază. Și ăia alți 2 probabil or fi, nu știu unde or fi, dar cam de dimensiunea lui prostul, acești câini vagabonzi. Care ar face bine să dispare de pe aici, că dacă știu să intre în curte, e cam nasol pentru păsări. Dar la cum le știu, pe cățelele lui vecinul meu, nu cred că o să reziste mult pe aici, dar tare mică, alea sunt călduri. Că câinele lui vecinul meu, celălalt are vreo 10 ani și nu prea mai e bun de nimic, dar
întâmplat. Complicată viața. Aici e scaprele, acum trebuie să le dau drumul pe la 4 și ceva. Nu știu când se postează vlogul ăsta, pentru că ia că e 3 jumate și până filmez, până nu știu ce. Văd că acolo e un nou, trebuie să-l iau. Am reușit deci să dau și rața, și bobocii, și cloșca cu pui. Nu știu dacă v-am arătat cloșca cu pui. Cu 10 pui am dat-o, dar pe ăsta n-am reușit să-l dau și cred că nu o să mai reușesc. Nu știu sincer, pe fiul lui Țâca. Momentan e aici și aici va rămâne mult timp dacă nu o să plece. E foarte cuminte și jucăuș și cel mai cuminte dintre ei, nu știu de ce. Și la păscut, dacă le-ați vedea, stă mereu cu Costi și cu Dorel, care, apropo, e un drac pe picioare, o învăța să fie ca Superman, să urcă pe pomi. Nu la modul ăla că sare pe aici pe copaci, dar a învățat cumva să stea în două picioare și nu mai se sprijină de nimic. Orice pom e în pericol. Da, deci astea scapele, acum să le dau drumul. Mai e și ăștia aici. Acolo și Costi. Numai că nu știu de ce nu se uită la mine. A, uitați-l acum, mă se uită. Da. Acolo sub prelata aia am avut o cloșcă rață, dar din niște motive care mă privesc, dacă ați înțeles, nu pot să o las să clocească acolo, ca aș risca în primul rând viața ei și ouăle alea, dă-le încolo de ouă, da? Aș risca în primul rând viața raței și să nu scoată nimic. Și, și siguranța raților în același timp, pentru că dacă aș lăsa-o să stea, nu i-aș mai da drumul la prostul și rațele astea de aici, sincer, nu le-aș vedea bine. Deși până acum n-am pățit nimic cu rațele, nu m-aș mira, pentru că era prost afară, dar na. Și decât să o las și să o găsească prostul și să o mânce, mai bine nu o las, că nu-mi trebuie. Nu au avut decât două ouă și le-am pus la alea acolo închise, la aia care se va pune cloță, nu știu care-i. Și deci pe găina asta n-am să mai pun în veci. Și, a, și ăsta, și rățuiul ăsta l-am mai oprit. Upsi. Apropo, că tot am zis că am tăiat aripile la bibilici, ce am mai făcut ceva ce n-am mai făcut de mult timp, am tăiat aripile la toate găinile pitice, la toate, inclusiv la alea două de acolo, deci la toate găinile pitice pe care le-am tăiat aripile. Aici închisă, mai am o cloșcă, da, asta așa golașă, cu ouă de la mine de găină, cu 19 ouă are. Amândouă le-am pus în acea seară, și pe asta, și pe aia de dincolo, și stau deja de vineri, de două zile. Asta de aceea e, nu bine, super bine. Nu a murit niciunul, pui se dezvoltă minunat. Dacă o să am norocul să trăiască, nu știu, o să fie o generație extrem de faină. Pentru că asta e o cloșcă bună și, na, cu timpul va trebui să-i scoatem de aici, că acum nu o să mai poate sta aici, că deja se îngrămădesc, gândiți-vă că-s 25 aici, bine, 24 și cu cloșca 25. Rața asta care, asta mută, asta, care a avut ouă de românească, din păcate, nu a scos nimic. Toate ouăle au fost stricate și de cât s-o lăsam să stea acolo până putreza, am dat-o afară, am aruncat ouăle, nu mai e cloșcă. Astea două încă nu clocesc, bine, au clocit, deci toate astea bătrâne, fie că sunt chiar toate, astea trei și aia de acolo, toate au clocit deja, dar slab de tot. Anul ăsta mai greu cu astea bătrâne, deci pentru cei care nu știți, astea patru rațe ce le vedeți acum sunt cele patru rațe bătrâne ale mele, care cât le va ține Dumnezeu,
aici vor trăi dacă nu li se va întâmpla ceva. Aia e partea a doua. Da, deci am tăiat aripile la bibilici și sunt mult mai turbate acum, că ele erau obișnuite să sară când nu vreau să stea în ocol, plecau de aici, nu le mai vedeai toată ziua. Dar acum nu mai pot, acum îs țintuite la sol. Și am văzut la mai multă lume că face treaba asta, bine, și eu am făcut-o mai de mult, dar am zis, bă, poate și revin, dar nu, n-ai avut ce discuta cu ele. Și le-am tăiat aripile la toate. Inclusiv la aia trei masculi care vreau să-i dau. Care sunt... Am vrut să viară, dar nu... Aia doi de acolo și ăsta. Și-o curcanul aici de față. Dar nu el, pe el nu, el rămâne. Îl găinile zlășinate de căldură. Aproape toate rațele îmi stau cloști, numai că na, astea bătrâne n-au avut norocul să îmi scoată ceva interesant și... Din păcate, din păcate. Și găinile pitice sunt aici toate, deci în sfârșit le puteți vedea așa cât de cât ca lumea. Vedeți ce turbat ies? A, la astea le e foame acum. Rața asta neagră, nu știu dacă nu ouă pe aici pe undeva. Astea două, asta cel puțin, fac niște ouă așa lungi și ascuțite, dar nu știu sincer dacă are să fie bune, pentru că pe ele, după cum o puteți observa pe asta, tăte schele, acuși. Na, aici, aici, nu știu, cred că e ou de mută, dar habar n-am. Și pe leaga asta neagră care era pe aici pe undeva, să chinuie și ea pe vreun colț. Și astea, cum ziceam, astea două chiar acolo dorm. I-am tăiat aripile inclusiv la ăla. Deci la toate piticele. În afară de cloșca aia cu pui, la aia nu le-am tăiat, că na, aia trebuie să te iei cu puii. Și amu va trebui să dau mâncare la astea. Deci, acum, în total, am... Cred că 4 cloști de găină și vreo 9 rațe. Am multe cloști acum. Nu știu ce le-au apucat pe găini să clocească, dar mă bucur. Te menționat că bate vântul. I-am tăiat aripile chiar și la golașul ăla de vine acum. Că și ăla e tot un fel de pitic, nici mare nu-i. E mai mare decât găina asta, dar tot pitică-i. Să bată astea, mă. Furbăciunea asta de closă. Zilele astea trebuie să vină și purcei. Apropo, trebuie să pregătim aici. Rața asta, sincer, nu știu dacă mai are 23 de ouă, nici 17, nu știu dacă mai are, că ori le sparge ea că e nebună, ori le sparge curca, ori satana s-o știe, că în fiecare zi găsesc pe aici câte o coajă de ouă. Și nu scoate. Are vreo 2 săptămâni până scoate. Da, complicat cu rațele astea. Singura care ar trebui să scoată și tot mă uit de joi, tot mă uit la ea, ar trebui să fie asta. Care cam așa arată pe aici. Asta, știu că asta ar trebui să fie doamna. Pui de la incubator și pui ăștia pe aici. După cum puteți vedea, am dat drumul și la curcă. Rața aia cu ouă de caiuga, cred că mai are numai vreo 4 ouă, că nu știu ce doamne am făcut cu ele, dar nu mai le are. Deci inclusiv la golașul ăsta i-am tăiat aripile.
Aici poate vă întrebați că de ce ține închis. E, vine o rață mai ciudată. Asta s-a gândit să clocească aici. Bineînțeles că aici nu a fost niciodată vreun cuibar, dar o at pe jos, alandala, și i-am strâns eu frumos ouăle și decât să se mai urce găinile pe ăsta ea, i-am pus cuibar aici, are 19 ouă. Și cred că acum s-o dat jos, da. A, și ei îi place să-și ia zborul. Da, astea trebuie să le pun apă. Astea-s bine, nu muni niciunul, Doamne ajută. Nu mai muni niciunul din ăștia măcănitori. Sunt toți patru. Nu știu de ce stau așa timorați. Trebuie să le duc apă. Eu acum am venit ca idee, deci n-am avut cum să mă uit de ele. Am fost, cum ziceam, la plimbare cu prostul. Aici cloșca asta e bine. Cu puiuții ei. Ea e singura găină pitică care nu ia tăiat aripile. Dar când o să o dau afară, că văd că începe încet, încet să nu prea mai arată o cloșcă. Am să o prind și pe ea și am să-i tai aripile. Mă duc să las pe aia, asta-mi pace. Da, aflându-ne în garaj, cum ziceam, am dat drumul la curcă, dar tocmai acum s-a gândit să iasă, să intre înăuntru. Deci nu o să aveți noroc să-i vedeți afară, păcați. Pui de curcă, stăți bine, tăți 11, tăți îți vii. N-au murit niciunul. Dar nu vor să iasă afară toată atâta. Că oricum curca e prea bună, mamă, și e foarte agresivă. Aici sunt draci ăștia de pui. Apropo, curcile se impacientează foarte mult când vine vorba de pui. Uitați curcanul cum a venit aici și cum s-a înroșit de tare. Deci așa arată cuibarul lui rața asta. Na. N-ar avea atâtea cuibare, dar... Na. Acțiune în direct. Bătrânul rățoi își face treaba. Da, păi cam atât a fost și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și pa, pa!